viața reflectată pe rețelele de socializare nu corespunde neapărat cu realitatea, iar urmăritorii nu sunt prieteni. Experții în social media atenționează că dependența de apreciere a altora prin like-uri poate avea consecințe grave. Specialiștii recomandă să socializăm cât mai mult în viața reală și atunci când apar stări depresive, să cerem ajutor. Neprezența noastră în rețelele sociale nu înseamnă că noi nu existăm. Și prezența noastră în rețelele sociale nu înseamnă că noi existăm. În secolul 21, când viața fiecărei a doua persoane este expusă pe rețelele de socializare unui public larg, trebuie să înțelegem că ceea ce ni se arată pe Instagram sau Facebook nu este neapărat realitatea. Dumitru Talmazan, expert în social media, spune că în ultima perioadă se atestă o dependență tot mai mare de like-uri, iar lipsa unor aprecieri îi induce pe unii în stări depresive și anxioase. Oamenii un pic nu înțeleg ce înseamnă rețele sociale și devin dependenți de reacția altora în rețele sociale. Lansat fiind ca un instrument de comunicare, el a devenit canal prin care va forma părerea despre mine sau va forma personalitatea mea. Sutele și miile de urmăritori nu sunt prieteni, ci doar persoane care pentru un termen scurt și nedeterminat urmăresc viața cuiva, explică expertul. Această lume este în format, cum am menționat recent, scrolling. Eu am găsit un content și acum ei predispus să uite ceva funny. Mâine ceva mai complicat. Adică ea nu este stabilă. Păi mâine n-are internet, în general nu te privește. Pentru că odată cu pandemia, mulți s-au refugiat pe rețelele de socializare, unii devenind mai vulnerabili în fața depresiei, specialistul vine cu recomandări, cea mai efectivă fiind comunicarea cu oamenii reali. Comunicați cât mai mult, ieșiți la aer liber, plimbați-vă prin parc și limitați-vă aplicația gen o oră pe zi, pentru că like-urile dispar, a fost, apropo, un cont a unui ou care era cel mai popular. Cine azi ține minte de ou? Totodată, specialistul îndeamnă părinții să limiteze accesul copiilor la rețelele de socializare atâta timp cât nu pot controla ce urmăresc aceștia și ce pagini apar la recomandări. Despre viața de pe rețele, mascată de influenceri, a vorbit și cunoscuta blogheriță din România, Adelina Pestrițu. Mi-ar plăcea foarte mult ca oamenii să vadă care e de fapt realitatea. Pentru că prin contentul de Instagram, de Facebook, nu ai cum să exprimi asta. Într-un interviu pentru reporterul de la ProTV București, aceasta a menționat că uneori persoanele populare pe rețelele de socializare nu arată toată realitatea, iar în spatele unor poze frumoase cu vacanțe de lux, relație perfectă, familie fericită, se ascund probleme și trăiri sufletești de care doar cei mai apropiați știu. Poate ești cu psihicul la pământ, poate că ai probleme de sănătate, dar nu vrei să vii pe Instagram și să plângi. În cadrul a 40 de policlinici din țară activează centre comunitare de sănătate mentală unde oamenii pot primi gratuit consiliere psihologică. Deocamdată, Ministerul Sănătății nu are o linie verde cu un număr unic la care oamenii se poată apela, dar reprezentanții instituției spun că au un plan să lanseze un asemenea serviciu.